Salutare, salutare! Ne întâmplăm într-o vineri de 29 aprilie 2022. Ce au făcut pe ziua de ieri favoritele, hiperfavoritele vieții? Căcatul praf. Nimic din ce am zis n-a ieșit. Au ieșit în schimb verzi celelalte. Hai să continuăm pățanile cu ziua de astăzi, unde vă ofer un pachet cu 8 evenimente, o cotă totală de 114.36. Primele două meciuri încep încă o dată pe săptămâna asta la 18 fix, diseară la 6. Hai să le zicem like la acest video, vă rog din suflet, abonați-vă la canal, setați-vă clopoțelul să chiar primiți toate notificările din partea mea. Finlanda, Veikkausliiga, deschide bilețelul, astea două încep de la 18 cu două meciuri, Oulu versus Haka, 2 solist, și Lahti versus Honka, tot 2 solist. Două meciuri cu victorie, cu victorii de oaspeți. Oulu versus Haka, 2 solist, Lahti versus Honka, tot 2 solist în Finlanda, Veikkausliiga. Continuăm. Germania, Bundesliga 2, vine pe bilet cu tăvăleala dintre Werder Bremen și Holstein Kiel. Vor câștiga gazdele aici, mergem pe unul solist, victoria Werder Bremen. Haide și cu niște Olanda, Erste Divisie, Den Haag are duel mare cu Almere City. Am auzit tot felul de jumbuș lucruri și propuneri care mai de care, ba că va fi un 4+, ba că o să dea Den Haag gazdele vreo două goluri, eu am ales să merg pe acest 2 solist, victorie de oaspeți, propus de sursele vieții. Așadar, propunerea mea este că vor câștiga Almere City oaspeții. 2 solist notați din partea mea acolo pe bilețel. Mai mergem o dată în Germania pentru Bundesliga aia marea. Bundesliga vine cu duelul dintre Union Berlin și Greuther Fürth. Vor câștiga, pentru că sunt și motivați, Union Berlin, vezi doamne, cu 1 solist pronostic din partea mea, victorie de gazde, în timp ce și Greuther Fürth ar trebui să cam tragă, dar la ce să mai tragă? Cred că ajung în Bundesliga 2 destul de repejor. Sau pe unde se mai ajunge când ieși din Bundesliga 1 în Germania. Dacă vreți și biletele mele mai lungi decât ăsta de pe canal, vă aștept cu ele în grupul meu privat de WhatsApp. Detaliile despre cum să intrați în grupul ăsta sunt aici, în descrierea de video. Vă uitați atent, analizați și vedeți dacă vă coafează să veniți cu mine să jucați ceva chiar mai riscant decât biletul ăsta al canalului. Anglia Championship. Continuă biletul cu întâlnirea dintre QPR și Sheffield United. Queen's Park Rangers, QPR versus Sheffield United, o treabă din care vor câștiga oaspeții, mergem pe 2 solist, propunere din partea mea, victoria celor de la Sheffield United pe biletul de azi. Penultimul eveniment din cele 8 ale zilei vine din Irlanda, Premier Divisionul de acolo, se întâlnesc Sligo Rovers cu Shamrock Rovers și vor câștiga chiar și aici oaspeții. Tot pe 2 solist vom merge și în meciul ăsta cu irlandezi, vor câștiga Shamrock Rovers. Biletul se închide cu Portugalia, Primeira Liga, ne uităm acolo la Famalicão versus Estoril. Vor câștiga gazdele, vor câștiga Famalicão, mergem pe 1 solist, victorie de gazde. Acesta este bilețelul preparat pentru astăzi, vineri, 29 aprilie 2022. Poate ne întâmplăm să avem niște noroc cu această cotă 114.36. Toate cele foarte bune, să vă fie cu soare weekendul ăsta și poate auzim și de niște bani prin buzunare.